În cadrul ședinței, părintele Marian Zaharia de la Parohia Alba a prezentat referatul Pregătirea continuă a preotului pentru oficierea Sfintelor Slujbe. În continuare au fost dezbătute o serie de probleme administrativ-bisericești, economice, sociale și culturale, care privesc viața parohiilor. De asemenea, a fost acordată o atenție deosebită alegerilor eparhiale și recensământului populației și locuințelor. În cadrul ședinței lunare din protocopiatul Niculițel, am susținut tema cu pregătirea continuă a preotului pentru oficierea Sfintelor Slujbe duhovnicească, liturgică și culturală. Temă foarte importantă pentru viața preotului, pentru viața de parohie a preotului, în care a fost evidențiată importanța slujirii preotului și pregătirea lui continuă. De aceea, tema este foarte importantă din acest punct de vedere, pentru pregătirea preotului, unde s-au evidențiat normele găsite în canoane scrise de Sfinții Părinți. După conferință, ierarhul împreună cu părintele consilier eparhial de la sectorul social și cu părintele protopop Gabriel Onea a vizitat sediul protopopiatului Niculițel, unde în această perioadă sunt cazați refugiați din Ucraina, de la copii de 2 luni până la persoane de 80 de ani. Am vizitat centrul protopopiatului ortodox român Niculițel, unde ne-am întâlnit cu refugiați din Ucraina, care își găsesc un licăr de speranță și de liniște în acest loc. Am văzut drama oamenilor care au fost nevoiți să se refugieze din cauza războiului și am văzut dragostea niculicenilor, dar și a tuturor celor care cu inimă largă din întreaga țară îi ajută pe refugiat și trimit ajutoare aici la Isaccea, dar și la protopopiatul Niculițel. Rugăm pe Dumnezeu, care este Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre, să pogoare pacea în lumea întreagă și aici, la granițele eparhiei noastre, în așa fel ca acești refugiați să se poată întoarce la locurile lor de baștină, să-și reclădească casele și să înceapă o viață nouă. De la începutul războiului din Ucraina, mii de refugiați din această țară au trecut în România prin vama Orlovka-Isaccea. Sute dintre aceștia au fost găzduiți pentru un timp la numai 6 km de vamă în sediul protopopiatului Niculițel.